Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Donelia Pescaru, ne revedem în această seară la Mix TV. Ne auzim și pe Radio Brașov cu doamna Liliana Dragomir, director executiv a JOFM Brașov. Bună seara și bun revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! În toamnă ne întâlnim, ca de obicei deja, pentru că e aproape tradiție, nu? Toamna se numără bobocii. Aveți și dumneavoastră niște boboci de numărat acolo la Târgu de Mâine. Și boboci și nu numai. Și nu numai boboci. Da, numai boboci și toate persoanele care doresc să-și caute un loc de muncă din tot județul Brașov. De asemenea, persoanele care deja sunt înregistrate în evidențele noastre, mă refer la șomerii indemnizați, cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, la fel, care sunt înregistrate în evidențele noastre. Deci este un târg dedicat bobocilor, dar pe lângă ei toți cei care sunt în căutarea unui loc de muncă găsesc prilejul să facă un drum mâine la Casa Armatei să se întâlnească cu oamenii dumneavoastră. Absolvenții însă sunt motivul principal de organizare, iar fi publicul țintă, o categorie aparte despre care noi am mai povestit aici la emisiune. Sunt acei tineri care în acest moment nu sunt la facultate, nu își continuă școala, deci nu s-au angajat și nici nu sunt în evidențele dumneavoastră. Aveți idee cum arată cifrele în acest moment? Da, deci într-adevăr, cum spuneați dumneavoastră, că acești tineri între acea categorie între 16-24 de ani, denumită și NITS, este vorba și de un proiect al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, împreună cu toate agențiile județene din țară, unde fiecare agenție județeană este parteneră. De asemenea, avem în fiecare județ câte 5 experți și iată că este o modalitate de a face apel către toate autoritățile locale din județul Brașov, pentru că ați deschis dumneavoastră cutia Pandorei. Iată că s-au direct dus... la... Da, exact unde ne durea la țintă. Punctul dureros, da. Colegii mei s-au deplasat la câteva primării din județul Brașov și aș putea spune, să nu fie cu supărare, nu am găsit și nu au găsit toate deschiderea vis-a-vis de aceste persoane tinere. La ce din mă refer? Din partea autorităților, da. Este vorba de un registru. Registrul se numește Chains for Needs, unde sunt trecute toate persoane, respectiv toate persoane la nivelul județului Brașov și pe fiecare localitate în parte. Probabil că la timpul respectiv, când au fost făcute aceste situații, din punct de vedere statistic și nominal, iată că la acest moment nu mai corespund. Ele nu sunt actualizate, se schimbă situația. Da, sunt într-un proces dinamic. Da, într-o continuă transformare. Dar, fără ajutorul autorităților locale, adică fără ajutorul primarului, cei care se ocupă de partea socială, pentru că dacă nu sunt singurele persoane în acea comunitate, să cunoască exact situația persoanelor din acea zonă, din acea comună, oraș, da, municipiu. Noi am încheiat un protocol cu prefectura. De asemenea, în acest mare proiect sunt parteneri și inspectoratele școlare județene, unde și fiecare inspectorat școlar județean au o persoană care este desemnată ca să se ocupe de acest proiect. De asemenea, și agențiile județene de plăți și inspecție socială, unde de asemenea au o persoană desemnată. Noi avem fiecare județ, iată că are un target, pentru că dacă tot vorbim, care este esența acestui proiect? Revenind la ceea ce înseamnă bursă, la ceea ce înseamnă locuri de muncă, la ceea ce înseamnă necesitatea forței de muncă, iată că dacă în fiecare an și la fiecare ediție sau la fiecare selecție, în discuțiile cu angajatorii, discutăm de nenumărate ori vis-a-vis de această acută nevoie de forță de muncă, de atâta timp când nu vin persoane să înregistreze. Chiar aș putea mărturisi că din discuțiile purtate cu anumiți angajatori și mai ales angajatori mari, nu totdeauna sunt deschiși vis-a-vis de colaborarea cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, pentru că în afară de încheierea acestor convenții. Da, și subvenționarea locurilor de muncă pentru angajatori, aceștia vin poate cu o reticență. Dar de ce? De unde ar fi reticența? Pentru că spune felul următor, că nu
numărul este foarte mic, numărul mm-hmm. este foarte mic de persoane înregistrate, ori da. Acest lucru nu este vina noastră. Mm-hmm. Eu, de asemenea, și numai eu, ci toată lumea, și de asemenea pe toate canalele, în mass media, la toate întâlnirile, toate conferințele, la se fel. Se destrigare, se vorbește. Spune, despre... mai ales pentru, vorbind acum de tineri, pentru că este un subiect cald. La și finalizarea... fierbinte și dureros pentru noi ca nație, da. Nu? De fiecare, da, în fiecare an, din, încă începând din luna martie, colegii mei se deplasează la toate unitățile școlare și le explică elevilor. Uitați, după ce terminați, nu ați intrat la facultate, 60 veniți de zile, la noi. Veniți la noi, vă înscrieți, veți putea găsi un loc de muncă, este mult mai ușor. Noi suntem cei care avem situația clară a tuturor locurilor de muncă din... Fotografia din, la zi, da. Nu... De ce nu vin? De ce nu vin? Deci află mesajul, ajunge la ajunge probabil și la părinți, cred că ar trebui să faci da. Ședință cu părinții. Asta cred că ar fi singura soluție. Sunt ei că... mari, dar nu sunt chiar atât de mari, se pare. Și de foarte multe ori știți bine că de la părinți se trage problema asta. Da, așa este, pentru că mulți dintre părinți motivează că copiii trebuie să mai aștepte, poate după ce au terminat, au dat examen de bacalaureat să mai aștepte un an să vadă, să se mai gândească, sau dimpotrivă au intrat la facultate sau n-au intrat la facultate unde vroiau și un an de zile să se mai pregătească, dar după cum mai spuneam și în alte întâlniri, iată că pierd această legătură, tinerii pierd această legătură cu ce înseamnă cu munca, cu obligativitatea de, muncă, de fiecare zi, că dacă în timpul școlii, până în clasa 12 se trezește și știu că în fiecare zi așa au obligativitatea ca să meargă la școală, nu, să urmeze. Nu, lume. Da, nu, da. Și despre asta vorbim. Da. După aceea, iată că mulți, chiar am săptămâna trecută am avut o întâlnire cu reprezentanții Agenției Naționale de Muncă din Germania. Am desfășurat această întâlnire în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean la un colegiu și discuțiile au fost purtate după ce a fost prezentată această ofertă de forță de muncă, pentru că, după cum se cunoaște, noi avem serviciul de EURES destinat tuturor persoanelor care doresc să-și caute un loc de muncă în străinătate, de asemenea și angajatorii care doresc de asemenea să vină în România și vor să facă o selecție vis-a-vis de un anumit număr de locuri de muncă. Ca drept dovadă, la acest moment sunt peste 2000 de locuri de muncă oferite de rețeaua EURES pentru persoanele care doresc să lucreze, da, să lucreze în străinătate. E o paletă destul de da, așa este, de largă. Și au fost întrebați acești tineri, ce vreți să faceți? Nu știu dacă din clasa respectivă, să zic, aș putea spune 3 sau 4, au spus că vor să rămână în România. Toți vreau să plece în străinătate, toți așteptau ca să vină, eu știu că au părinți în străinătate și că nu neapărat că să meargă să lucreze în străinătate, că e un lucru foarte bun dacă vor să meargă să studieze în străinătate sau să muncească, da. Dimpotrivă, așteptau ca părinții să vină, să le trimeată, pentru că este mama în Italia, lucrează, este mama în Spania, lucrează, așa și aștept și atunci nu este o... Mama lucrează greu acolo de obicei și pentru un timp te ține mama, deci... Da, aici aveți de luptat încă. E o mentalitate care... încă trenează dezvoltarea. Trenează, dar parcă și înflorește. Nu știu, am sentimentul. Dumneavoastră aveți niște cifre. Da, deci în acest an, aș putea spune că în acest an au terminat, absolvit 12 clase, peste 2800 de tineri. Da, din aceștia înregistrați în evidențele noastre sunt 160. Deci este o cifră foarte, foarte puțină. Vorbesc de cei care au terminat liceul. A, da, așa. Cele 12 da. Clase, da. Așa. Fără bacalaureat. Fără bacalaureat. Comparativ cu alți ani, când acum 7 ani erau în jur de 1000, după aceea în fiecare an au tot scăzut. Probabil că, eu știu, este acea preconcepție vis-a-vis de ideea că încep să intre în viață și să în viață profesională, să intri în șomaj, da, sau șomaj. Că să nu figureze pe undeva. Da. Să nu figurezi că ce, că doar nu ești ciumat, ești pur și simplu în căutarea unui loc de muncă. Da, și ești undeva într-o evidență. Perioada aia se poate scurta, iată vine târgul și da. Există posibilitatea să fie și plasați dacă vor dori să se întâmple acest lucru. Deci pentru absolvenți efectiv, câte locuri au pregătit angajatorii? Pentru absolvenți avem peste 140 de locuri de muncă, până în prezent 94 de agenții economici care oferă 2050 de locuri în toate domeniile
de activitate. N-aș putea spune că în mod deosebit un anumit model, într-un anumit sector sunt mai multe, se caută mai multe locuri de muncă. Nu, sunt exact ceea ce este specific. Marea durere a județului Brașov pe automotive, pe turism, pe Horeca și de asemenea și în construcții și pe caută servicii. Oamenii ăștia tot caută. Sunteți dumneavoastră cu aceste târguri puternice și cu această rețea puternică, dar sunt și din zona privată organizatori de târguri de joburi și totuși nu se găsesc unii pe alții. Țipă toată lumea după forța de muncă. Da, aș putea spune că dacă, eu știu, facem o analiză în ceea ce înseamnă forța de muncă și rezultatele județului Brașov, iată că trebuie să ne uităm și la, eu știu, și în țară și la vecinii noștri. Brașovul este pe locul întâi în regiunea centru, privind numărul de angajați, respectiv comparativ cu celelalte județe, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba. De asemenea, este la nivel de țară Brașovul pe locul 4 privind angajările, comparativ după ceea ce înseamnă județul București, Ilfov, Cluj, Timișu și pe locul 4 este Brașovul. Deci nu stăm așa de rău, ar trebui să țipăm și deci, totuși da, nici bine nu stăm. Da. Îmi dau seama ce se întâmplă în celelalte județe. Și iar de asemenea și ceea ce înseamnă salariul. Salariul după o statistică, Brașovul este pe locul 6 al salariilor primite de către angajați. Ori trebuie să se ia în calcul și următorul lucru, că dacă în 2005 rata șomajului era de aproape 11%, în acest moment, în ianuarie era de 2,80%, în acest moment este 2,31%. Da. Deci ceea ce e bun pe de o parte e rău pe cealaltă, da, în sensul da. Că nu își găsesc forță de muncă. Da. Iată că e un fenomen cu fațete multiple. Da, așa este, așa este. Dar trebuie luat în calcul și, de asemenea, citeam undeva că în ceea ce înseamnă numărul persoanelor angajate la nivelul județului Brașov este la nivelul mult mai mare decât al celor din alte zone ale țării. De asemenea, noi avem peste 186.000 de angajați în județul Brașov, iar în ceea ce înseamnă populația, sunt de la nivelul 1968. Iată că da. Și acesta este un lucru foarte important. Mulți plecați. Da, la nivel de Uniunea Europeană, dacă vrem să ne raportăm, suntem pe locul 2 al persoanelor care sunt plecate în diaspora. După locul 1 este Portugalia, iar locul 2 este deținut de către România. Da, sunt aspecte destul de triste din anumite puncte de vedere, sau poate să ne bucurăm populația, dacă mergi la o viață mai bună, dacă într-adevăr așa populația se întâmplă. Populația de asemenea îmbătrânită, iar dacă revin din nou cu insistent că dacă tot ceea ce înseamnă nu numai tinerii între 16 și 24 de ani să vină să se înregistreze, ci și celelalte persoane, pentru că sunt multe care își caută un job și care au mers undeva la o societate. Nu trebuie neapărat ca să fi fost șomer, să fii beneficiat de indemnizația de șomaj. Poți foarte bine să vii la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă să te înregistrezi ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Deci și poți beneficia. Foarte importantă. Poți beneficia de un curs gratuit de formare profesională, poți beneficia de asemenea de informații, consilierea profesională. Este foarte important. Da, deci iată un prilej să vină din nou oamenii către dumneavoastră, către oamenii dumneavoastră să încerce să se caute. Deci, în primul rând, o invitație către tineri, către părinților, să nu mai întrețină această mentalitate de asistat până la urmă, nu? Sau nici măcar asistat al statului, ci asistat al familiei, pentru că este păguboasă pentru dezvoltarea lor și pentru ce vor fi ca oameni de acum înainte, dar și pentru alte categorii. Știu că de fiecare dată angajatorii
vin și pun pe masă fel de fel de facilități pentru, pentru tineri. Există acum aceste facilități de navetă, de instalare, ce mai aveați? Da, da, noi avem, deci există vis-a-vis de ceea ce înseamnă angajarea tinerilor. E vorba de încheierea unei convenții și acest lucru este pentru subvenționarea locurilor de muncă. Deci pentru sunt în continuare subvenționate. Da, da. Și vreau să vă spun următorul lucru, că dacă suma care până în anul trecut, suma de subvenționare a locurilor de muncă pentru tineri era de 900 de lei, iată că în acest an această sumă este de mai mult decât dublu, este de 2250. 2250. Da, în fiecare lună. Nu este o sumă, chiar eu spuneam că dacă ți iau un calcul următorul lucru, faptul că ceea ce înseamnă salariul minim pe economie plus dările la stat, iată că angajatorul mai rămâne cu 350 de lei curat. Deci chiar angajatorul nu trebuie să facă tineri. Nimic, decât numai să-l ia pe tânărul respectiv, să-l formeze, să-l ține un an de zile. Un an de zile este și convenția, dar obligativitatea ca să rămână în evidențele și să aibă contractul de muncă încheiat și în relații de muncă 18 luni. E o motivație. Răspund, sunt încântați angajatorii da, în această da, facilitate. Da, sunt încântați pentru că mai puțin suma, că nu găsesc da, materialul. Da. Deci suma este cu adevărat motivantă pentru angajatorii care primesc acești tineri. Se vorbea și de niște facilități pentru instalare, o primă de instalare. Da, sunt în primul rând, aș vrea să mă refer la prima de inserție. Este o noutate, deci dacă tinerii după absolvirea unei forme de învățământ au acea perioadă de 60 de zile în care se înscriu la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și nu sunt indemnizați, sunt persoane aflate în căutare unui loc de muncă, este vorba de cele 60 de zile. Deci dacă în cele 60 de zile până a deveni șomer indemnizat, tânărul își găsește un loc de muncă prin intermediul Agenției Județene, dacă nu personal sau își găsește, propriu, sigur nu? Că da, așa, acesta poate primi o primă de inserție. Prima aceasta este de 1500 de lei. Deci iată. Da. E altă motivație să scurtezi perioada și să începi, să iei taurul de carne. Da, 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 de asemenea, sunt și primele de activare. Primele de activare sunt pentru persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, care n-au lucrat, și mai ales aceste prime de activare au prins foarte bine la persoanele beneficiare de ajutor social. Suma respectivă era de 500 de lei, iată că și aceasta s-a mărit la 1000 de lei, cu obligativitatea ca persoana respectivă să rămână 3 luni de zile să fie angajat. S-a constatat că dacă prima dată când această primă a fost aprobată legislativ și trebuia să din prima lună să îi dăm banii persoanei respective, nu mai apuca ca să mai lucreze 3 luni de zile și rămânea după aceea persoana respectivă rămânea debitoare. Ei, iată că acum legiuitorul a venit și a stabilit că această primă să fie pe această primă de activare să fie cu obligativitatea să fie dată persoanei respective dacă rămâne o lună de zile să lucreze la angajatore și numai după luna respectivă să poată într-adevăr să poată să beneficieze de această primă de... Să mai învață oamenii, să mai adaptează lucrurile și implicit legislația. Una peste alta, care e puterea de a face, de a schimba cu adevărat lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere al Agenției de Ocupare a Forței de Muncă în acest context în care, iată, există facilități, există ofertă de locuri de muncă. Cât puteți face? Cât puteți spera să schimbați? Este normal să sperăm cu fiecare zi pe care o avem în activitate. Eu văd că eforturile se întățesc din partea asta. Da, mai ales în mod deosebit pe ceea ce înseamnă înscrierea în evidențele noastre. Și dacă până, eu știu, anul trecut așteptam ca să vină persoanele respective și chiar acel apel către persoanele care nu au înregistrate era poate undeva în eter, iată că acum, din acest an,
aș putea spune din anul trecut, din septembrie, iată că este concretizat în acest proiect. Proiectul mergem acesta acum Intesco, la da, și atunci, da. Ne muntele la Mahomed, da, v-ați adaptat situații. Da. Și relația bună cu angajatorii pe care o realizăm. De asemenea, dorim ca să fim aproape de angajatori în momentul în care aceștia doresc să ne consulte vis-a-vis de angajări, chiar dimpotrivă cu mulți angajatori, înainte de a face o angajare, vin și merg la serviciul nostru juridic, vin cu persoana respectivă să vadă exact că am ce facilități, dacă se poate sau nu, și dacă, într-adevăr, dacă pentru persoana respectivă angajatorul nu are facilități sau nu se pot asigura, să beneficieze persoana respectivă de o primă, după aceea, bineînțeles că tot se realizează angajarea și angajatorul pleacă cât de cât știe despre ce e vorba, ce înseamnă legislația muncii și, bineînțeles, prevederi legii 76, cu ce putem veni în sprijinul acestora. Am înțeles. Deci, cumva, la to-do list-ul ăla, la ce aveți de făcut, s-au bifat multe căsuțe, rămâne această amărăciune vis-a-vis de zona tânără și de nemulțumirea celor care nu reușesc, în ciuda ofertelor generoase pe care le fac, să-și găsească resursa de muncă. Înțeleg că se investește din ce în ce mai mult și în învățământul dual, pentru că încep să-și crească oamenii, pentru că asta va fi alternativa. Celelalte categorii de șomeri ce pot aștepta? Șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru că nu au indemnizație și poartă altă titulatură, ce așteaptă de la acest târg? Ce le-ați mai pregătit? Sunt angajatorii, la fel, care au venit din oferta largă de posturi. Da, și pentru persoanele care sunt pentru muncitori necalificați și pentru cei care au studii medii, studii post-liceale, de asemenea, cum spuneam, și cei care au studii superioare, de asemenea, pot primi și angajatorii, pot încheia și putem subvenționa locurile de muncă pentru persoanele peste 45 de ani. Categorii vulnerabile de altă dată au acum mai mult spor să se angajeze în acest context de criză de resurse? Da. Este foarte important, pentru că sunt șomerii știu de acest lucru și iată că în discuțiile pe care aceștia le poartă cu angajatorul spun despre acest lucru, că dacă dumneavoastră încheiați acest contract de muncă, puteți beneficia pe durata parcursului unui an de zile cu obligativitate de a realiza în continuare și de a nu rezilia contractul de muncă, de această subvenție tot de 2250 de lei. De asemenea, persoanele care sunt cu dizabilități și mai mult decât acestea, și persoanele care mai au 5 ani până la pensie. Deci, cumva, da, o parte din povară s-a mai diluat prin această criză. Deci, spuneam că există și o fațetă bună a situației, faptul că înainte aveați probleme, făceați târguri tematice pentru persoane cu dizabilități, pentru femei singure, persoane de etnie romă. Deci iată că există o motivație a angajatorului să persoanele de etnie romă, cum mai stați acolo, era iarăși o problemă de motivație și trebuie să porniți cu caravana prin comunitățile acestea. Da. Sunt și persoanele de etnie romă, cele care sunt, bineînțeles, declarate, că vin la noi, și dacă nu sunt declarați romi, e foarte greu ca să poți, într-adevăr, pentru că trebuie să se ia în calcul și următorul lucru, că există pentru fiecare categorie, că este vorba de femei, că este persoane cu dizabilități, că este vorba de tine, iată, și de asemenea persoane cu risc de marginalizare socială, dar în condiție în care nu declari pe proprie răspundere că ești rom, atunci ca exact ca și la medic să ți se poată da medicația respectivă, și în plus beneficiază și de niște subvenții, da, dintre programe speciale de formare. Da, aici iarăși este o problemă de legislație, o problemă socială, o problemă, și iarăși cred că edilii ar avea un cuvânt important. Fiecare comunitate ca
aceste persoane să-și asume situația pentru a putea fi ajutate, de fapt, că acesta este motivul. Totuși, foarte mult timp am auzit refrenul că nu vor să muncească. Le place să stea cu alocația copiilor, cu ajutoarele sociale. S-a mai schimbat? Vedeți o schimbare aici? Noi, la nivelul județului Brașov, avem 6.000 de, la acest moment, 6.000 de persoane înregistrate, persoane aflate în căutare în loc de muncă, din care, iată, că avem 800 sunt persoane indemnizate, deci 5.200 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Din acestea fac parte și persoanele care sunt beneficiare de ajutor social din întregul județ. Și iată că dacă din punctul de vedere al legii aceste persoane trebuiau ca după 6 luni de zile să vină să vină cu un alt dosar să-și înregistreze de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Iată că noi la 3 luni de zile i-am chemat în fiecare din punctele unde ne desfășurăm activitatea din județul Brașov, tocmai pentru a-i se oferi un loc de muncă. Deci, iară s-a dus Mahomed. Da. Numai că necazul este următorul, că știți, în anumite zone ale județului Brașov, care sunt mai îndepărtate de municipiul Brașov, zona care e metropolitană, așa, Brașovului, iată că aici deja nu este așa mare problemă vis-a-vis și nici numărul persoanelor care sunt beneficiari de ajutor social nu este atât de mare, pe când în alte zone, cum este zona Rupea, Făgăraș, Victoria, nici angajatori nu se găsesc. Pentru că dacă ar veni angajatorii și sunt foarte puțini și foarte puține locuri de muncă, dacă ar veni mai mulți angajatori, atunci ar exista altă posibilitate ca să poată să fie și aceștia inserați pe piața muncii. Noi, județul Brașov, Agenția Județeană de Ocupare, comparativ cu alte județe, mie îmi plac în general statisticile, pentru că știți, reflectă cel mai bine. Bun. Așa, realitatea, munca și rezultatele muncii. Da, realitatea efectivă. Și noi suntem pe locul 4, a fost județul Brașov anul trecut, privind repartițiile la celor beneficiari de ajutor social. Deci până nu vine persoana respectivă cu acel document din partea asumat de către medic, din care să ateste că nu este apt din punct de vedere medical și că nu îi se poate repartiza un loc de muncă, și până nu vine cu, după ce i s-a repartizat locul de muncă și cu negația de la angajator, nu poate beneficia mai departe, nu trimitem documentele și acesta nu poate beneficia de ajutor social. Trebuie știute aceste realități. În concluzie, mâine dimineață la ora 9. Mâine la 9 la Casa Armatei. Deschideți Taraba, locul tradițional. Da. Vă așteptați la lume multă. Ce așteptări aveți așa? Ce obiective realiste? Cozilele de altă dată nu mai sunt cozile de altă dată, că au scăzut, noi după finalizarea bursei în fiecare an aplicăm și chestionare de feedback vis-a-vis de angajatori, vis-a-vis de persoanele care au venit să-și găsească un loc de muncă. Încercăm în fiecare ediție să îmbunătățim activitatea, de asemenea am ca să organizăm, să eficientizăm activitatea. Iată că oricum toată agenția se ocupă de acest lucru, dar am încercat, ne-am uitat din edițiile trecute și am zis că haideți să împărțim, să vedem pentru fiecare persoană din agenție să încerce să însoțească așa unul, un grup de 2-3 persoane, deci ca să meargă să treacă. Deci toată lumea e pe baricadă mâine din agenție. Sunteți pe poziție de așteptare. De ghid, de babysitter. Tot noi le oferim toate serviciile consiliere și plus de asta să și zăbovească persoane respective, să și zăbovească la fiecare angajator, pentru că dacă fiecare vine și trece și se uită pe la fiecare să vadă ce e scris și locuri de muncă oferă angajatorul, și mă uit și parcă nu mi se pare, și după aceea, păi nu a fost ceea ce îmi ceream. Sau dimpotrivă, angajatorii și ei trebuie să aibă paciență și trebuie să înțeleagă că relația dintre angajator și cel angajat trebuie să fie un parteneriat.
nu mai este ceea ce a fost odată când stătea la o poartă 4-5 persoane care așteptau. Nu vrei tu, sunt încă 10, nu știu câți la ușă. Da. Vorba aia cred că dispare. A dispărut deja din folclorul angajatorului. Și trebuie să luăm ceea ce găsim, pentru că în general dacă încercăm și avem paciența ca să discutăm și feedback-ul vis-a-vis de angajator, pentru că o altă problemă foarte mare a celor care merg să-și caute un loc de muncă este aceea că în discuțiile portate cu angajatorul, cu reprezentantul HR, nu primesc un răspuns, își depun CV-urile. Aici de discutat. De asemenea, interviurile sunt lungi, nu se referă la, eu știu, direct, la ceea ce înseamnă activitatea concretă, respectivă. Da. Sigur că da. Și atunci se întorc unde? Să duc într-adevăr la pomul lăudat, că aud că sunt salarii foarte bune, probabil că și trebuie să recunoaștem următorul lucru și să fim chiar sinceri cu noi, că sunt anumite agenți economici din județul Brașov care într-adevăr își permit datorită cifrei de afaceri să aibă un număr mai mare de angajați și iată că și de asemenea și salariile sunt motivante, pachetele la fel sunt motivante pentru ei, dar iată că multe dintre persoane și mulți dintre cei care sunt bat la porțile acestor agenți economici doresc să-și găsească un loc de muncă și atunci trebuie foarte bine și aceia tratați exact ca un potențial angajat. Cu siguranță. Deci aici aveți de lucru. Trebuie să faceți niște cursuri. Da? Deci niște training-uri. Niște training-uri. Da. Că probabil următorul pas acesta va fi, pentru că văd că deja ieșiți foarte mult în teren, mergeți aproape că bătăți la poarta celor care nici măcar nu se declară în căutarea unui loc de muncă, veniți în întâmpinare. Deci probabil următorul pas va fi aici, pentru că trebuie apăsat acest buton al mentalităților. Până atunci se pare că... Mulțumesc mult pentru prezență, succes mâine la bursa tradițională a locurilor de muncă. E toamnă, se numără bobocii, se numără locurile de muncă și sunt. Hai să încercăm cei care avem nevoie, cei care ne putem schimba viața. Nu și ei pot veni, cei care lucrează și poate să găsesc ceva mai bun. Niciodată, să nu spunem niciodată. Mulțumesc mult, Liliana Dragomir, director executiv a JOFM Brașov, invitata noastră de astăzi la Radio Brașov și la Mix TV. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!